Proiectul lansat marți în dezbatere publică de către Ministerul Agriculturii aduce noi modificări în ceea ce îi privește pe comercianții agricoli. Dacă până acum micii comercianți de produse agricole aveau nevoie doar de certificatul de producător, ei vor mai avea nevoie de un atestat de producător, dar și de un carnet de comercializare. Acest proiect nu este la prima dezbatere. La începutul anului, Ministerul a propus un astfel de proiect pentru reglementarea activității producătorilor agricoli, însă acesta nu a fost aprobat. Întrebați dacă această măsură va fi benefică pentru producătorii agricoli, specialiștii sălăjeni spun că proiectul va aduce doar avantaje comercianților. Faptul că obligă pe cei care dețin piețe să arunce în spațiu să cel puțin 20% este un lucru bun. Cel puțin, minim 20% de suprafață pe care o deține, zic, primăria în piețe publice, deci 20% să o aloce pentru acești agricultori privați care își vând produsele lor proprii. Sper că să nu îi încurce, deci eu cred că sper că elimine intermediari. Sunt foarte mulți intermediari care cumpără de la producătorii care cultivă legume și fructe și le vând ei pe piață. Pun un preț speculativ mai mare decât îl vinde, decât îl cumpără de la, sau îl iau de la producătorul agricol. Atestatul de care vor avea nevoie producătorii agricoli va conține următoarele informații: temeiul legal al eliberării atestatului, numele și prenumele producătorului agricol, denumirea produselor și suprafața de teren exploatat, respectiv efectivele de animale care sunt înregistrate în registrul agricol deținut de unitatea administrativ-teritorială pe baza căreia se află ferma sau gospodăria. Carnetul de comercializare reprezintă documentul folosit de persoana fizică deținător de atestat de producător pentru realizarea comerțului de produse agricole. Acest document va fi eliberat de primărie la cererea solicitantului. Dacă proiectul se va aproba, valabilitatea lui va fi de un an. În cazul în care producătorii agricoli, persoane fizice, nu completează o filă din carnetul de comercializare a produselor agricole, ei ar putea fi sancționați cu amenzi cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei.